Prin cântare. Am citit un verset interesant ieri, gândindu-mă la ce se întâmplă în Florida. Mi-e sigur că fratele Aurel o să atingă subiectul ăsta, dar un verset care nu l-am știut din Psalmul 50 spune că Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. Interesant, nu? Haideți să lăudăm pe el prin cântare. Vom cânta două cântări, două versete în fiecare cântare. Știi tu ce port în pieptul meu, în ciuda furtunilor care vin în viața noastră, pace, fericire. Ce port în pieptul meu, pace, fericire, mi-e șters păcatul cel mai greu, pace, fericire. Izvor, izvor de pace mi-e Domnul, pace, pace, fericire, tot mai sus îmi iau zborul către Domnul. Izvor, izvor de pace mi-e Domnul, pace, pace, fericire, tot mai sus îmi iau zborul către Domnul meu. Știi tu ce pace-mi-e Domnul, pace, pace, fericire, tot mai sus îmi iau zborul către Domnul meu. Izvor de pace-mi-e Domnul, pace, pace, fericire, tot mai sus îmi iau zborul către. Prea bunule Părinte, în aceste clipe de dimineață venim la tronul Tău de har și biruință și în numele Fiului Tău prea iubit te rugăm să ne asculți. Vedem ceea ce se întâmplă în jurul nostru și la cine am putea găsi adăpost în mijlocul furtunii decât la Tine, Doamne. Te rugăm să fii atent la cei care se pierd în această furtună și la câți rămân încă nemântuiți, cu totul că țara aceasta a fost atinsă pe deplin de cuvântul Tău. Iartă-ne pentru că ne implicăm atât de puțin în răspândirea Evangheliei Tale și Te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca de acum încolo, cât privește pentru noi, Doamne, să fim acei mesageri ai cuvântului Tău și acolo unde putem și cu cine avem contact să vorbim despre bunătatea Ta. Știm că mulți ar cataloga aceasta ca o mânie din partea Ta, dar noi știm că totul este spre îndreptarea noastră. De aceea Te rugăm să ne dai înțelepciune și să privim în cuvântul Tău că aici găsim răspunsul la tot ceea ce se întâmplă cu privire la noi. Amin. Amin. Pentru dimineața aceasta am hotărât ca să citesc cuvântul Domnului pentru momentele de rugăciune din epistola lui Pavel către Tesaloniceni. Întâia epistola lui Pavel către Tesaloniceni, începând cu versetul 1 până la versetul 10.
Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeul Tatăl și Domnul nostru Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți, de Dumnezeu alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci și cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, căci știți că dacă din dragoste pentru voi am fost așa printre voi și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului Iisus, încât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei însuși istoricesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să-L slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Haideți, ocupăm locurile, mai lăudăm pe Domnul cu o cântare și un refren dintr-o cântare. O, ce dulce nume Iisus, ranele cum vindecă, pace, bucurie aduce inimii credincioase. Ce dulce nume Iisus, ranele cum vindecă, pace, bucurie aduce inimii credincioase. Ce frumos răsună când despre El se cântă. Ce frumos răsună când despre El se cântă. Să mergem în numele Lui, El este un adăpost. În Iisus noi vom învinge groaza păcatului. Ce frumos răsună când despre El se cântă. Ce frumos răsună când despre El se cântă. Ce iubit nume e Iisus, o, ce fericire dă. Său cel mântuit, înaintea Lui cântăm. Ce frumos răsună când despre El se cântă. Ce frumos răsună când despre El se cântă. Ajungem la cei sfinți sus,
cea amară prin sângele lui nescau. Cântați! Cântați numai despre Iisus, despre mila iubirea sa, despre patimile. Slăvit să fie Domnul! Am rămas surprins ieri când mă uitam pe internet și am văzut o mare mulțime de oameni care chema numele Domnului, se ruga pentru întâmplările care se petrec, pentru nenorocirile care au venit peste unii, nu pentru că au fost mai păcătoși sau sunt mai păcătoși decât noi. 100% Dumnezeu își arată puterea și își va ridica slava și din ceea ce se întâmplă și trece peste, a trecut peste insulele din Oceanul Atlantic, vecine cu Florida și cu statul Florida și un stat așa de mare, al patrulea stat ca mărime de populație, n-am știut lucrul acesta, este Florida, lovit de o așa nenorocire. 7,8 milioane de oameni au primit ordin de evacuare. Acum zice că 500 de mii chiar s-au evacuat din zonele periculoase. Nu știm ce se întâmplă cu ceilalți. Toți sunt în mâna Domnului. Și numai mila și harul lui, dacă îi ocrotește în continuare. Dar ce am rămas uimit privind momentele acestea pe internet, la comentarii, unii spuneau, zice, păi acu' e timpul de rugăciune? Zice, nu vedeți ce se întâmplă în jur? Zice, ce strigați? La ce strigați? Cine vă mai ascultă acum? Câtă nechipzuință! Gândurile acestea m-au dus la Romani, acolo unde Domnul Iisus, unde cuvântul Domnului vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea oamenilor. Zice, unii s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Cataloghează înțelepciunea celor care își pun nădejdea în Dumnezeu mult mai nenorocită decât înțelepciunea lor. Pe ce suntem în mâna Domnului? Un fir de praf care, când vrea, îl spulberă și nu mai rămâne nimic. Un abur care se ridică, stă o clipă și apoi dispare. Asta suntem. Nu suntem cu nimic mai bun decât cei care trec prin nenorociri. Eu cred că asta este încă metoda diavolului de a instaura în timpurile acestea o frică generală. Mi-a plăcut tare mult când fratele Cosmin a vorbit odată tot la rugăciune despre frica. Știți că în Apocalipsa, în capitolul 21, dacă nu mă înșel, cuvântul Domnului vorbește acolo despre locul fricoșilor. Sunt afară din împărăția cerurilor. Să ne ajute Dumnezeu ca toată frica și toată teama asta, ba de uragane care ia că vin unul după altul și se anunță unul mai periculos decât cele două care au trecut peste noi acum, cu o forță mai mare de distrugere, îi zice Katia. Probabil i-au dat nume rusesc ca să și inspire un pic mai multă teamă. N-am știut că Matthew a făcut în Haiti 840 de victime. Deci sunt oameni care nu știm dacă au cunoscut pe Domnul sau nu l-au cunoscut. Haiti fiind o insulă care știam că până nu demult erau cei mai mulți vrăjitori acolo și se închinau, a fost chiar dedicată diavolului, se rugau diavolului în continuu.
până când, nu știu cu câți ani în urmă, n-au mai putut să aducă ritualul ăla de închinare diavolului și de dedicare diavolului insula pentru următorii ani, deoarece Domnul, prin puterea lui cea mare, prin vânturile pe care le-a trimis, le-a dat planurile peste cap. Și atunci un grup de credincioși au luat inițiativă și, ca prin minune, timpul de rugăciune care l-au ținut și timpul de dedicare a insulei lui Dumnezeu și ca puterea lui cea mare să stăpânească și pe ăsta cea insulă micuță și câțiva oameni care bănuiesc că din necunoștință, nefiind cineva care să învețe cui să adreseze rugăciunile, le adresau Satane, crezând că el le aduce binecuvântare, pe când le-a adus numai necazuri și nenorociri. Au mers din rău în mai rău. Și ca prin minune, vânturile s-au oprit, furtuna s-a oprit și tot programul care s-a făcut pentru dedicarea insulei în continuare în mâna Domnului a decurs normal și nu s-a mai întâmplat nicio nenorocire. Am vorbit despre frica de uragane, ne paștea cu o frică care zace în noi și aduce roade, frica de războiul nuclear. Toți ne temem de o țară cum e Coreea de Nord, care a ajuns pe mâna unui om care diavolul folosește la intensitate maximă și nu știm oricând poate să înceapă. Deși oamenii de știință, unii care se ocupă cu lucrurile acestea, spun că n-ar trebui să ne fie frică de aceasta. Ar trebui ca frica numărul unu să fie despre inteligența artificială și motivează că aceasta ar putea fi cauza începerii celui de-al treilea război mondial, care oricum e iminent cu războiul acesta nuclear, cu lansarea zvonurilor din Coreea, care nu sunt bune deloc. Inteligența artificială, nefiind numai la îndemâna guvernelor și statelor puternice, cum se consideră Rusia, China, Statele Unite și iacă acum și cele care dețin arma nucleară, ci inteligența artificială ar putea fi la îndemâna oricărui investitor cu putere financiară care poate să o dezvolte și să o vândă oricui. Dar noi știm că orice ar veni, nu trebuie să ne temem. Totul este la îndemâna Domnului și El poate opri și poate înmuia chiar și acei care sunt cuprinși de... Domnul Iisus a scos diavol din îndrăciți care își făceau și lor rău și celor din jurul lor. Eu cred că și în zilele noastre puterea Lui e aceeași și atâta timp cât noi luăm seamă la felul și la modul nostru de comportare, putem să influențăm în pozitiv toate deciziile astea ale diavolului de a lupta împotriva aleșilor prea iubiți ai Domnului. Apostolul Pavel a fost unul dintre marii lucrători pe care Dumnezeu a lăsat ca și învățător în modul de a se comporta urmașii celor care cred în Dumnezeu și în Fiul Său pe care L-a trimis ca să ne răscumpere din modul nostru de viețuire. Vedem aici în rugăciunea lui către frații din Tesalonic trei atitudini pe care le are cu privire la credincioșii din acest loc.
Și cred că și cu privire la credincioșii din zona noastră. Trăim în liniște, trăim așa parcă nestingheriți, o ducem bine și interesant, cum v-am spus despre atitudinea, despre comentariile celor care vedeau atâta mulțime de oameni rugându-se. Dacă Apostolul Pavel ar mai trăi prin mijlocul nostru acum, oare el ce atitudine ar fi avut? Ce scrisoare le-ar fi scris? Ce epistole le-ar fi scris? Continuați, îmbărbătați-vă în continuare, întăriți-vă, căci lucrarea credinței, osteneala dragostei, să știți că de multe ori am zis că a te ruga așa pentru cineva 3, 4, 5 minute e un lucru ușor, e un lucru... Dar cuvântul Domnului vorbește de o osteneală, oboseală în rugăciune. Oare câți dintre noi am ajuns acolo încât să ne sculăm de pe genunchi, transpirați ca de la o muncă grea? Eu nu am ajuns. Am 64 de ani trecuți, dar vă mărturisesc că n-am experimentat aceasta în rugăciune niciodată. Eu cred că e ceva care ar trebui să ne dea de gândit. Câți dintre dumneavoastră ați putea să spuneți că atât de mult v-ați rugat și ați plâns pentru un anumit lucru pe care vrea să-l aduceți înaintea Domnului încât să vă sculați obosiți, extenuați? Și vedem aici în versetul 2, zice, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Și al doilea lucru, zice, vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Și în al treilea verset spune că își ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Zice, știm, prea iubiților, de nădejdea și de alegerea voastră. Ați ales ceva bun. Ați ales să vă puneți încrederea în Domnul nostru Iisus Hristos. Și mai conchide aici, în versetul 5, zice, Evanghelia noastră v-a fost provăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere prin Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Ceea ce credința lucrează în noi, nădejdea lucrării pentru noi, credința, nădejdea și dragostea sunt trei stâlpi ale unei vieți creștine, zic eu, normale. Un creștin cataloga credința este ancora vieții. Dragostea sunt pânzele care o poartă. Și nădejdea este ancora. Deci dacă n-am fi ancorați în nădejdea care ne stă înainte, în așteptarea noastră, în ceea ce așteptăm, cred că am fi ca o corabie fără cârmă, fără pânză, dusă de vânt unde vrea ea. Cum e uraganul acesta, cred că ne-ar arunca în prima insulă cu stâncele cele mai mari. În Coloseni 1:27, cuvântul Domnului ne spune, Hristos în voi, nădejdea slavei. Deși se acordă puțin timp, alte ori se elimină complet, eu cred că rugăciunea este foarte, foarte importantă în viața unuia a cărui nădejde este Hristos Domnul, salvarea noastră.
Aș vrea să ne rugăm în această dimineață ca Bunul Dumnezeu să pună în noi un duh de rugăciune mult mai mare ca până acum și aș vrea să pună în noi și un fel nou de purtare și de exprimare în viața aceasta, ca și dacă nu vorbim, cei care ne privesc să vadă că suntem deosebiți. Când am primit credința și pe Domnul Iisus ca Mântuitor, vedeam în cei care ne înconjoară, în oamenii din jur, în frații care erau atunci în viață, un alt fel de oameni, un alt fel de mod de viață. Nu erau comparabili cu lumea. Se deosebeau, se distingeau perfect dintre cei care erau în lume. Multe dintre lucrurile care atunci ne deosebeau de frații noștri, de lumea exterioară, astăzi ne-au unit. Și lăsăm tot câte un pic loc, câte un puțin loc, ca cel rău să-și facă lucrarea și în mulți dintre frații noștri. Ne asemănăm din ce în ce mai mult cu lumea. Ar trebui să ne întoarcem din nou privirile spre ceea ce am învățat și ceea ce am primit. Oare Apostolul Pavel ce epistole ar scrie mega bisericilor din zilele noastre dacă ar trăi în ziua de astăzi? Oare Domnul Iisus, așa cum vedem în Apocalipsa, cele 7 scrisori pe care le trimite bisericilor, pe noi ne-ar cataloga cu Laodicea sau ne-ar spune cuvinte și mai grele? Eu cred că așa cum spune și Apostolul Petru în 1 Petru 4:7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Oare de ce se pune atâta importanță pe rugăciune? Rugăciunea este cheia care, făcută cu multă credință, eu cred că deschide cerul și ajunge la picioarele tronului Marelui Împărat. Acum, în zilele acestea, până când nu îl vom vedea ca judecător, acum când încă prin Fiul Său este îndelung răbdător și plin de har și îndurare pentru fiecare dintre noi. În această dimineață, împrejurările prin care trece omenirea, deși sunt atât de grele, aș vrea ca cu o credință extraordinară să ne rugăm și să aducem în rugăciuni pe frații noștri din zonele lovite de aceste urgii. Și cât putem noi mai bine să nu uităm? Sunt biserici care au fost înghițite de ape. Mulți dintre noi și-ar pune întrebarea, oare de ce e așa? Este o casă în care s-a strigat către tine, Doamne. Locul acela ar fi trebuit să fie păzit de tine. Și nu a fost păzit. Mulți poate sunt deznădăjduiți. Păi, degeaba ne rugăm că și așa Domnul face cum vrea El. Da, face cum vrea El și se îndură de cine voiește El. Dar putem să punem o vorbă bună înaintea Lui așa cum suntem noi. Suntem într-un număr destul de mare. Cuvântul Domnului spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, noi suntem mult mai mulți. Și dacă strigăm cu credință,
Eu cred că El potolește furtuna. Așa cum ucenicii s-au temut în furtună cu Domnul Iisus la cârma corăbiei, în corabie, dar nu era la cârmă. El dormea. Dumnezeu nostru nu doarme acum, veghează la tot ce se întâmplă. Și dacă strigăm cu credință, eu cred că este îndelung răbdător ca să oprească suferința acestor oameni care trec prin necazuri. Și să aline și să fie un leac vindecător pentru aceia care și-au pierdut pe cei dragi în aceste nenorociri. Și să nu vadă în aceasta un Dumnezeu mânios care pedepsește, ci să vadă aceasta încă pe mai departe un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu plin de har, plin de milă, care încă se îndură de noi, deși felul nostru de comportare, numai când ne gândim la LGBT, parcă ni se ridică părul pe mulți dintre noi, sunt tare temuți că datorită întâmplărilor și datorită strigătului creștinilor li se vor interzice unele drepturi pe care le-au acumulat pe nedrept în vremurile de pe urmă. Și strigă și ei către diavolul, să nu credeți că tac. La cine ar putea striga ei? La Domnul? Dacă ar striga la Domnul, s-ar pocăi și s-ar lăsa de urăciunile care le socotesc ca un lucru bun și parcă ne vor să ne oblige și pe noi să credem că noi nu suntem pe calea cea bună. Să ne rugăm pentru frații și surorile. Sunt atâtea locuri pe care războiul a pus stăpânire. Sunt mulți frați de-ai noștri care trec prin suferințe acolo. Să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i întărească și să nu-și piardă nădejdea, să rămână ancorați în ea. Și să ne rugăm pentru cei care au văzut puterea lui Dumnezeu la lucru și totuși rămân cu îndârjire în necredința lor. Să ne rugăm pentru trezire spirituală, amin, pentru vremuri de înviorare, amin, ca acest ținut binecuvântat de Dumnezeu de atâtea sute de ani, în care cuvântul lui Dumnezeu a fost principiul de bază, chiar Constituția fiind bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, să facă o trezire spirituală în aceste locuri și lumea să-și aducă aminte că binecuvântările n-au venit prin cel rău, binecuvântările au venit numai prin bunătatea lui Dumnezeu. Să nu uităm bolnavii din sânul bisericilor noastre și din bisericile pe care eu nu-i cunosc, dar dumneavoastră îi știți fiecare, și să ne rugăm pentru copiii noștri. Au vremuri grele de întâmpinat. Cu cât știința avansează, cu atât parcă credința celor mai mulți se răcește. Și cu atât parcă ne îndepărtăm de Dumnezeu mai mult și de cuvântul Scripturii, considerat ca ceva învechit, ca ceva care nu-și mai vede rostul în ziua de astăzi. Să ne amintim că pe noi El ne-a călăuzit și ne-a călăuzit bine și să le spunem și lor că niciodată n-am fost făcuți de rușine punându-ne încrederea în Dumnezeu. Am trecut biruitori și am ieșit biruitori prin multe încercări. Și chiar dacă ispitele au fost uneori de nebiruit, având privirile ațintite în legea Domnului, am găsit putere să ieșim din ele. Cu aceste gânduri vă rog să ne ridicăm în picioare și să ne aducem aminte, așa cum spune în Marcu, capitolul 11,
începând cu versetul 23, voi citi vreo 4 versete. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, având credință în Dumnezeu, și dacă se va îndoi în inima lui, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucru cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Amin. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Până aici cuvântul Domnului. Venim în rugăciune. Doamne, cu bucurie vin înaintea Ta în această dimineață și în ciuda furtunilor și în ciuda vestilor rele, Doamne, care le auzim, există o veste bună și această veste este că în cuvântul Tău, prin cuvântul Tău, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Glorie Lui, slavă Lui, aleluia. Acest har, această mântuire este încă valabilă pentru fiecare dintre noi. Da, de aceea, Doamne, în această zi, pentru orice persoană care se află în casa Ta și care nu este întoarsă la Tine, te rugăm să lucrezi mântuirea ei, Doamne. Amin. Începem cu copiii noștri, continuă cu cei Amin. Care au nevoie de această lucrare, pe noi, pe fiecare, Doamne. Da, Doamne, te rugăm. Așa cum am auzit, Doamne, să avem aceste lucruri frumoase, nădejde, dragoste, credință în Tine, Doamne, că istoria este în mâna Ta, Doamne. Toate Așa lucrurile e, Tată. Nu se întâmplă nimic fără slavă Ție, glorie Ție. Îți vei scoate slavă și din evenimentele Amin, așa este, Doamne. Venirea Ta este aproape, de aceea mă rog pentru Tine. Amin, ai milă, îndură-te, Doamne. Bisericile care ne așezați să ne pregătești pentru această întâlnire. Amin. Doamne, sfințește-ne și Amin. Și în această zi, întâlnirea din casa aceasta de rugăciune și oriunde se cheamă numele Tău, să fie în jurul persoane Domnului Amin. Hristos. Amin, așa te rugăm, Doamne. Tău, să le dai har și putere Amin. Și cuvântul Tău, Doamne, să fie pe buzele lor. Amin. Mulțumim că vei fi și cu familiile din biserică care sunt plecate, ai sau milă, familiile Doamne, care așa. Au probleme în casele lor, Doamne, de sănătate. O crotește, Doamne, ai milă. Pentru numele Domnului Iisus te rugăm să-ți pui mâna peste ea. Amin. Mulțumim că vei face lucrul acesta, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Așa e, Tată, ne încredem în Tine, Doamne. Ai milă, Doamne, ai milă. Îndură-te, Doamne. Amin. Amin. Așa te rugăm, Doamne. Amin. 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 Glorie ție, Doamne. Te rugăm. Te rugăm, Iisus. Amin, amin. Îndură-te, Doamne, te rugăm. Îndură-te de ei, Doamne, ocrotește-i Tu. Credință. Amin. Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție, Doamne! Glorie Ție! Așa e, Doamne! Așa este! Glorie Ție! Slavă Ție! Amin,
Amin, așa te rugăm. Să fim împreună cu tine, dar în momentele acestea te rugăm, Doamne, și pentru cei care trec prin necazuri,
Mulțumim de învățător. Slăvit să fie numele Tău, Doamne. Glorie Ție, Doamne. Da, Doamne. Te rugăm, Doamne. Da, Doamne, îndură-te de ei, Doamne. Amin, ocrotește-i, Doamne. Dă-le momente de bucurie împreună cu Tine. Da, Doamne, așa este, slavă Ție. Amin. Glorie Ție, Doamne, slavă Ție. Amin. 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 Glorie Ție, slavă Ție. Ai milă, Doamne. Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Amin. 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 Avem aici o rețetă pentru învingerea fricii. În 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 4, cu versetul 18. În dragoste nu este frică. Ci dragostea dezăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Să încheiem cu rugăciunea domnească Tatăl nostru. Ora de rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava
în veci. Amin. Ora de rugăciune continuă în Duhul, așa că cine mai are cuvinte de adresat Domnului, le poate adresa în Duhul. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Vreau să lăudăm pe Domnul cu o cântare, cu bucurie. Orice ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi. Dacă din musafirii noștri au pe inimă o cântare sau o poezie sau un psalm, cu mare bucurie. Orice-ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi. Sub paza Lui te scutește, Domnul te va păzi. Domnul te va păzi în orice zi. Pentru paza ta. Amin. Dragi prieteni, Domnul să vă binecuvânteze și vă mulțumim. Amin. Din inimă că ați ales să fiți în casa Domnului și nu în altă parte. Aș vrea în această dimineață să începem serviciul cu psalmul 20. Este un psalm care mi-a venit în timpul serviciului din cauza că mi-am adus aminte despre o vorbă atunci când arătau la știre despre ce s-a întâmplat în Cuba, pe toate insulele. Cineva a spus: unii au plecat și reporterii întrebau: de ce dumneavoastră nu ați plecat din casa dumneavoastră? Ei au spus: casa mea este mai puternică. Casele lor erau de lemn și tornado, vântul le-a scos din temelii. A mea e de piatră. Eu am construit-o cu mâna mea. Vântul nu o va lua. Și cred că va intra această afirmație în istorie, cel puțin eu am însemnat-o. Dar un general, atunci când s-a adresat statului Florida să plece din stat, el a spus următoarele cuvinte: we can't rebuild your house, we can't rebuild your life. Noi putem să-ți reconstruim casa, dar nu putem să-ți reconstruim viața. Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească ardele tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale.
atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se biză pe care lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Amin. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Amin. Să ne plecăm în rugăciune. Atotputernic Dumnezeu, suntem înaintea ta și îți mulțumim că avem acest privilegiu să stăm înaintea ta în timp ce unii au lăsat casele de rugăciune goale, unii le reconstruiesc, alții, Doamne Iisuse, se închină în familii, în grupuri. Doamne Iisuse, cine știe? Totul este planul tău. În momente de acestea, Doamne Iisuse, tu aduci aminte cine este omul și cine ești tu. Doamne bun, poate dacă peste noi încă nu au venit aceste vânturi, poate vrei să ne aduci imaginea, Doamne Iisuse, că ne vrei închinători adevărați în duș și în adevăr. Nu locașuri construite de oameni, locașuri frumoase, pompoase. Unele locașele, Doamne Iisuse, sunt mai rele decât casele noastre. Ci Tu, Doamne Iisuse, vrei să ne închinăm cu adevărată închinare, oriunde. Amin. Binecuvântează statul Florida, Doamne Iisuse, pe oamenii care au rămas, ține-i Tu, ocrotește-i Tu, cei din Texas care își reconstruiesc viețile, casele, Doamne Iisuse, la fel ai milă de ei. Cei care au trimis ajutoare acolo, întărește și pe ei, întoarce-le însutit. Chemăm numele Tău și asupra insulelor, Doamne Iisuse, noi nu știm, Tu știi în planul Tău secret de ce ai lovit, pentru ce ai făcut lucrurile acestea. Nouă ne rămâne doar să-ți dăm slavă. Ne rugăm pentru acest timp de închinare ca Tu să fii prezent aici cu Duhul Tău, să ne deschizi inima și mintea ca să primim cuvântul Tău nu din partea unui om, ci din partea Ta. Ne plecăm înaintea Ta și recunoaștem numele Tău de Dumnezeu, numele Lui Iisus Hristos, m-am rugat prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Continuăm să laudăm pe Dumnezeu, stând în picioare. Iisus, viața noastră, noi pe Tine te mărim. Viața noastră, noi pe Tine te mărim, căci prin jertfirea Ta pe cruce noi voioși trăim. Ne-ai dat îndată iertare pentru vina ce-o purtăm, de aceea îți cântăm. Aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie. Viața noastră pacea a intrat, cântăm într-un apel în lungi ce ne-a răscumpărat. A lui să fie slava ce-n veci va triunfa, acum și pururea. Aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie. Ce-au biruit prin jertfa Ta s-o bucura și înconjurați de strălucire toți îți vor cânta și slavă îți vor da. Aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia.
prezență deosebită în dimineața aceasta. Mulți din frații și surorile din biserică sunt plecați. Mulțumim, însă, pentru cei ce ați rămas la calabalăcuri, cum spune cuvântul Domnului. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur pentru că familia Hodoroabă este cu noi. Domnul să vă binecuvinteze. E o experiență deosebită pentru mine și îmi pare rău puțin că fratele Fation a venit puțin cam târziu pentru mine. Vecinii mei au fost din Albania, dar numai ce s-au mutat de câteva luni și m-am gândit că astăzi ar fi fost o zi potrivită să fim mers la masă și să mergem să invităm și pe vecinii mei să petrecem în timp împreună. Continui să mă rog pentru ei și Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze Albania și lucrarea pe care fratele o face. Fratele a studiat la Institutul Emanuel în Oradea și după aceea Dumnezeu îi dă harul să slujească în țara de unde a venit. Vom auzi mai mult despre lucrarea pe care o face și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze și Albania. Amin. Vom asculta în continuare o cântare. Sarah va lăuda pe Domnul cu o cântare. Pace. Ne bucurăm să fim împreună la închinare în dimineața aceasta și Dumnezeu mi-a pus pe inimă, spun o poezie care am învățat în urmă cu vreo 25 de ani și care pentru mine este o încurajare și mă rog să fie o încurajare și pentru sufletele dumneavoastră. Eu cred în Dumnezeu, stăpâna toate, care a creat și cerul și pământ. În adevăr, și în dragostea ce-i poate să aprindă viață doar cu un cuvânt. Eu cred în Dumnezeu cel nevăzut și ochii mi închid și îl chem pe nume. Nu m-a lăsat în această lume, că-i fără de sfârșit și început. Eu cred în Dumnezeu că mi-este Tată și mila Lui aștept în orice zi. Eu cred în El, că va veni odată când tot ce mi-a promis al meu va fi. Eu cred în El, nimic nu mă clintește, eu nu voi da la alții viața mea. Și chiar de voi muri, El mă iubește și știu că ochii mei îl vor vedea. Amin. Thank you.
Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Câteva anunțuri pentru biserică. Săptămâna trecută de Labor Day Weekend la California a avut loc convenția Asociației Baptiștilor din America și Canada și ca întotdeauna sora Maria a prezentat și vreți să ne aduceți saluturi și gânduri de la convenție, sora Maria? Poftiți! Mulțumim, sora Maria. Noi nu suntem într-un uragan, dar ne rugăm pentru cei ce sunt în aceste furtuni puternice, ca Domnul Dumnezeu să-i păzească. E interesant, dragii mei, mulți se întreabă de ce îngăduie Dumnezeu nenorocirea să vină peste oameni. Dumnezeu n-a creat răul, ci Dumnezeu a îngăduit ca atunci când Adam și-a păcătuit. Și tot ceea ce vedem că se întâmplă sunt consecința răului și dacă păcatul a adus moartea și necazul și suferința, în Iisus Hristos avem viața, neprihănirea și nădejdea prin Domnul Iisus Hristos. Ne rugăm pe sunt departe și trec prin probleme, ne rugăm pentru frații noștri care sunt amenințați de moarte. Mulți dintre cei creștini, am citit și eu, cât de mulți sunt omorâți în țările, în mod deosebit, unde islamul are supremația și puterea. Dumnezeu să cerceteze pe acești dușmani ai copiilor lui Dumnezeu și să le deschidă inima la adevărul lui și Domnul să se îndure de copiii lui și să-i întărească. Dragii mei, moartea nu este cea mai mare tragedie, pentru că toți suntem chemați și la vremea potrivită Dumnezeu ne va îngădui momentul. Să fii însă despărțit de Dumnezeu este cea mai mare tragedie. Să aștepți clipa aceasta fără să ai pace cu Dumnezeu și fără să ai nădejdea aceasta a vieții veșnice e cea mai mare tragedie. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să se îndure de fiecare. Domnul să binecuvinteze pe cei ce, așa cum a anunțat și fratele Aurel, ne rugăm pentru cei ce trec prin niște furtuni mai mici, de boală, de sănătate, de orice probleme cu care se confruntă. Domnul să întărească pe frații și surorile noastre și lucrarea bisericii. Amin. Serviciile bisericii sunt miercuri a 6. Subiectul care a fost ales pentru miercuri aceasta este următorul. Cum să răspunzi la... Cum să faci față abandonului din partea altora. Atunci când unii
Întrebarea a fost cum să faci față, să faci față acestei situații de abandon. Cred că fratele Edward va fi dânsul a meditat la subiectul acesta și va fi primul care să ne dea câteva gânduri în legătură cu lucrurile. Duminică ne întâlnim în locul acesta la ora 10 dimineața, iar după masă la ora 5. Vorbind de după masă, astăzi este o situație deosebită și întrebarea care mi s-a pus a fost: nu este bine să cancelăm serviciul pentru că suntem foarte puțini, mulți vor fi nici diseară cu noi, și întrebarea este cine va veni diseară? Pentru că dacă vin frați și surori care vor fi aici diseară, atunci vom avea servici diseară. Dacă sunt și alții care nu pot să fie diseară împreună cu noi, atunci însemnează că nu vom avea servici diseară până miercuri, cum întâlnit din nou la ora 6. Cine va veni diseară? Deci suntem un număr destul de frumos. Însemnează că ne întâlnim și diseară. Domnul să vă binecuvinteze. E un mare har să vezi dragoste din surorilor pentru întâlnirile acestea. Domnul Dumnezeu să fie slăvit și fie puterea cuvântului să fie în continuare o binecuvântare pentru noi prin fratele păstor Fation. Ascultăm, după ce vom lăuda pe Domnul cu o cântare, ne pregătim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În timpul ce ne cântăm cântările, cântarea spre lauda Domnului, ne închinăm Domnului și cu darurile de bunăvoie. Sora Maria mi-a adus o carte de la Angeles și mulțumesc, și am găsit o cântare care mie îmi place foarte mult și n-am văzut-o de mult și aș vrea să o cânt. Văd peste zi și noapte, Iisus, echipul tău, și îmi pune întrebarea ce fel de trai duc eu. Peste zi și noapte, Iisus echipă și pune întrebarea ce fel de trai duc eu. O, Doamne, în întregime, pe veci eu sunt al Tău. Pace mai umplut, o, Doamne, întregim pe veci, eu sunt al Tău, nu pot trăi fără Tine, Mântuitorul meu. O, Doamne, întregim pe veci, eu sunt al Tău.
Aș dori să ne ridicăm în citim cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, de la versetul 7 până la 11. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, versetul 7 până la 11. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Haideți să ne plecăm capetele și rog un frate inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ceară bine. Te rog, amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Mă bucur alături de dumneavoastră în dimineața aceasta. Dumnezeu a îngăduit să fiu prin Chicago în vremea aceasta. Legătura primară am avut-o cu fratele Daniel Chiu și mulțumesc Domnului pentru fratele păstor, mulțumesc Domnului pentru gazdă, familia Hodoroabă, care mi-a dat un pat bun și o mâncare caldă, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumesc Domnului pentru asemenea frați care sar întotdeauna în ajutor pentru cei care se ostenesc pentru Evanghelie. Slăviți să fie Domnul pentru ei. Numele meu este Fation Hoxha, din Albania de origine, dar în 2010 Dumnezeu a deschis o ușă spre România la Universitatea Emanuel din Oradea, unde să îmi fac studiile și să mă pregătesc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Așa că în dimineața aceasta nu va fi nevoie de... Dumnezeu a fost bun, enorm de bun, ca să îmi dea puterea să pot să învăț limba dumneavoastră frumoasă. Văd că nu ați uitat-o nici dumneavoastră aici în America. Dumnezeu să vă întărească. Amen. Și cred că ne vom înțelege în dimineața aceasta. Amen. Anul 2011, când am fost prima dată să vorbesc la o biserică, țin minte româna mea cu verbele ne la timp și am zis, Doamne, ai milă de frați. Dar cu toate să fie o încurajare pentru ei și limba să nu fie o piedică spre a binecuvânta pe Dumnezeu. Sunt binecuvântat să aflu că biserica aceasta se numește Emanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu cu noi. Amin. Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, eu m-am născut, dacă nu știți prea multe despre Albania, Albania este o țară predominantă musulmană, 70% din populație sunt musulmani, să nu vă speriați prea tare. Albania nu este ca și țările islamice cu musulmani foarte radicali, care prigonesc pe creștini sau fac rău. Albania este o țară în care este, mai ales după anul 90, după ce comunismul s-a prăbușit și în Albania, pentru că și noi am avut 45 de ani de comunism, în care dictatorul s-a ridicat împotriva populației, împotriva
lui Dumnezeu și a spus, prin Constituție este prima țară din Europa ateie, prima țară ateie, care n-are nevoie de Dumnezeu, că El este Dumnezeu, El poate să conducă țara aceea. Și așa a făcut prin Constituție să declare Albania prima țară ateie și a șters de toate moscheile orice avea legătură cu spiritualitatea, cu Dumnezeu. El a șters-o și a lăsat populația într-o secăciune spirituală imensă și oamenii n-aveau unde să se închine. Dacă în România frații au fost mai curajoși și au adunat chiar în bisericile subterane sau pe ascuns, s-au făcut botezuri, s-a predicat Evanghelia, în Albania lucrul acesta era categoric interzis și cei care făceau asta erau omorâți și nu puteau să, nu era niciun locaș unde să se întâlnească. Mult grele peste Albania, însă Dumnezeu a îngăduit ca după anii 90 oamenii să fie libertate și oamenii să vină să predice Evanghelia, misionari de pretutindeni din România, din Germania, din America, și Evanghelia să fie vestită acolo. Și oameni, vestea bună a Evangheliei pe Mântuitorul Domnului Iisus Hristos. Și într-o asemenea de familie m-am născut și eu, familie de musulmani care n-aveau nicio legătură cu Evanghelia, nicio legătură cu Scriptura. În casă nu aveam Biblia, nu se vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Și Domnul a îngăduit să mă nasc acolo, în familia pe care o am. Știți că multe decizii depind de noi sau le putem lua noi, le putem controla. La unele lucruri nu putem să facem absolut nimic. Și acele lucruri la care nu avem nicio influență este unde ne naștem și în ce familie ne naștem. Dar trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, pentru că El este în control și vrea să-și ia slava și de acolo. Dar m-am născut într-o asemenea familie de musulmani și am fost primul din familie care a fost cercetat de cuvântul lui Dumnezeu acum 10 ani de zile. Cei care sunt mai întorși la Dumnezeu de mai mult de 10 ani, să ridicați mâna. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă mulțească. Să vă țină tari până la sfârșitul alergării pe acest pământ și apoi în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos. Am primit Evanghelia în inima mea, am avut doar 16 ani când m-am botezat în anul 2008. N-a fost cea mai ușoară decizie pentru mine, trebuia să fie implicată puterea învierii Domnului Iisus Hristos și puterea Lui și puterea viața mea și familia noastră ca noi să-L acceptăm pe Hristos și să ne întoarcem la El. Am fost primul din familie, am primit Evanghelia, am primit un nou testament la care am început să citesc numai eu, de unul singur, pentru că părinții află această scriptură pe care o am, cu siguranță va fi foarte rău. Și așa a fost, dar un an de zile am putut să țin Biblia aceea foarte ascunsă de părinți. Nimic nu știau ce se întâmpla cu viața mea, însă până la urmă mi-au găsit, au rupt-o, au scos afară din casă și m-am rugat lui Dumnezeu ca El să-i lumineze și pe cei din familia mea. Dacă El poate să lucreze în viața mea, El poate să lucreze și în viața lor. Și am luat hotărârea pe Dumnezeu să mă întorc la El, dar nu numai să cred în cuvintele Lui, ci să declar pocăința mea și decizia aceasta și prin actul botezului în public. Poate atunci când te naști într-o familie de credincioși, cum sunteți, bănuiesc, mulți dintre dumneavoastră, este o mare binecuvântare, dar când nu te naști într-o asemenea familie și tu ești primul care ai fost cercetat și iei o altă decizie, ceilalți vin asupra ta și decizia aceasta se face mai grea. Însă Dumnezeu nu m-a lăsat, am luat o trebuie să mă botez. Părinții mei n-au fost la botez, nici n-au vrut să audă de așa ceva, însă m-am bucurat în Domnul. Știam că chiar dacă nu am susținerea părinților,
am o altă familie mai mare, binecuvântată, în cuvintele Domnului Iisus Hristos în inima mea, cu credința a unui copil care crede în cuvintele Domnului Iisus Hristos fără să întrebe prea mult. Dar am văzut că este o mare diferență în ceea ce învățam eu acasă despre Mahomet și învățăturile Domnului Iisus Hristos. Mahomet, după care merg aproape sau mai mult de un miliard de oameni în zilele noastre, care merg după acest profet, care este categoric un profet foarte fals și care nu oferă această siguranță a mântuirii sufletului, și comparam că el spune încât nu știe pentru ce a venit și unde se duce. Și prin urmare, ucenicii lui sau cei care merg după el nu știu unde se duc, n-au siguranța aceasta a mântuirii. Și făceam comparație cu cuvintele și învățăturile Domnului Iisus Hristos, care spune Domnul: eu știu de unde a venit, știu unde sunt eu să fiți și voi. Cu alte cuvinte, avem nădejdea vieții veșnice. Că într-adevăr sufletul nostru nu este doar pământesc, să trăiască 70, 80, 100 de ani și apoi să moară aici, ci este veșnic. În ființa noastră acest duh veșnic care va trăi ori cu Dumnezeu, ori fără El, ori departe de El. Și atunci am fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și am primit cuvintele Domnului Iisus Hristos și m-am botezat. N-au fost părinții, a fost o zis: Doamne, mă rog pentru ei, Tu poți să-i cercetezi. Și Dumnezeu a lucrat minunat. Mama mea s-a întors la Domnul în 2011 și ea a făcut același pas. Și Dumnezeu a lucrat în familia noastră. După mama am avut cu ce împărtăși și în 2010 s-a evit decizia de a veni de a merge în România să studieze la o universitate creștină și nu numai să studiez acolo. Am mers pentru prima dată pentru management, dar adânc în ființa mea Dumnezeu a lăsat o pasiune așa de mare pentru cuvântul Lui și m-a chemat la lucrare. Nu numai să cred în El, ci să proclam Evanghelia Lui mai departe. Și asta este pasiunea mea. Am studiat management, am zis: mă duc în România să studiez management, să fac, să o duc bine. Însă Domnul a spus: nu te-am adus în România doar pentru scopul acesta, ci am cu tine un alt plan mai bun, mai minunat, mai binecuvântat. Te chem la lucrarea mea ca să vestești Evanghelia, vestea bună. Și am simțit această binecuvântare din partea Lui, dar și ca și o responsabilitate mare. Pentru că de Evanghelia aceasta depinde multe suflete, depind multe, mântuirea multor suflete. Și depinde cum o propovăduim de aici, ca să mergem la oameni. Dacă o ținem așa curată cum este ea, ea are putere. Ea poate să mântuiască, este puterea lui Dumnezeu. Dar atunci când o diluăm, când o facem, nu știu, o amestecăm cu alte lucruri, această Evanghelie își pierde din puterea ei. De aceea Dumnezeu să ne păzească. Să predicăm, să propovăduim Evanghelia curată, așa cum a lăsat-o Domnul Iisus Hristos, așa cum am primit-o de la El în Scripturi. Și așa am primit această chemare, mi-am terminat studiile în 2014 și respectiv 2016 și studiile de master. Și am mers români în Albania ca să le predicăm Evanghelia. Pentru că frații români, când am ajuns în România, am înțeles că se rugau foarte mult pentru Albania. Și am zis: nu știu, fraților, care dintre rugăciunile dumneavoastră m-a ajuns pe mine acolo, într-un cutumesc Domnului pentru asemenea frați care se roagă. Și știți, uneori sunt frați care se ostenesc în lucrarea Lui Dumnezeu și care predică Evanghelia și cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Dar uneori nu văd, pleacă de pe pământul acesta fără să vadă rod de pe pământul acesta, însă cu siguranță sămânța care au plantat-o, de sămânța aceea care aduce mai târziu rod, chiar dacă ei sunt în veșnicie cu Domnul, ei se bucură acolo.
Dumnezeu să binecuvinteze asemenea frați, dar este frumos binecuvântarea de a vedea încă de pe acest pământ oameni care se întorc prin Evanghelia pe care o propovăduim. În România, Dumnezeu mi-a dat harul din 2010 să merg, aproape mai mult am mers în România și știu România decât Albania. Dar am predicat Evanghelia la Domnul Iisus Hristos. Și asta este o mare binecuvântare pentru noi, cei care predicăm Evanghelia. Ne dă o încurajare, un imbold ca să mergem și o confirmare a chemării pe care ne-a făcut-o Domnul. Și recent am fost la un botez, am predicat într-o evangelizare și Dumnezeu că din acea evangelizare s-au întors suflete și m-au chemat la botez. Și am văzut acolo și slăvit să fie Domnul pentru asta. Numai El să primească toată slava, pentru că numai El poate să facă lucrul acesta. Noi propovăduim, Duhul Sfânt este acela care cercetează lucrarea Lui, este a Lui. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Așa m-am întors eu la Dumnezeu și stau în fața dumneavoastră să predic Evanghelia care schimbă vieți și să nu predic o învățătură falsă, cea pe care am învățat-o de copil, ci să stau lângă Domnul Iisus Hristos, aici pe pământ. Și mi doresc ca să ne apropiem puțin de cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu pe care l-am citit în epistola lui Pavel către Filipeni. Apostolul Pavel ia această învățătură, dar ni se vorbește aici despre această înviere. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie ne prezintă istoria Domnului Iisus Hristos, viața Lui sau venirea Lui, cum a venit din ceruri pe pământul acesta, ne prezintă viața Lui pe care a trăit-o pe pământ, ne prezintă lucrarea Lui și mai apoi ne prezintă acea înviere a Lui din morți. Ei, Apostolul Pavel știe ce se întâmplă în Evanghelie și ia învățătura aceea din Evanghelie și o întărește aici în epistolele lui. Și el, în epistolele lui, iau aceste evenimente și vor să ne vorbească nouă din secolul A, care să ne fie de folos pentru viața de credință. În Filipeni, capitolul 3, versetul 10, Apostolul Pavel explică dorința pe care a avut-o el înaintea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel dorește și spune, eu doresc să-L cunosc pe și puterea învierii Lui, să cunosc pe El și puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, îngăduiți-mă să vă întreb în dimineața aceasta, care este dorința dumneavoastră astăzi? Sau când v-ați trezit înaintea lui Dumnezeu, astăzi, în dimineața aceasta, a spus și în minte, am o dorință astăzi. Poate pentru cei care suferiți în trup și dorința cea mai mare este ca Dumnezeu să vă dea vindecare, să vă dea sănătate și ne rugăm ca Dumnezeu să facă lucrarea aceasta. Amin? Poate unii care sunt în Florida, în altă este să vadă izbăvirea din mâna lui Dumnezeu și ne rugăm pentru asta, ca Dumnezeu să intervină și să lucreze. Alții poate aveți o afacere, nu știu. Am lucrat cu fratele Odoroabă la parchet un pic și poate dorința noastră este să meargă lucrarea, parcă să meargă bine, amin? Să dea binecuvântarea Lui. Dar Apostolul Pavel ridică dorința Lui mai presus decât toate acestea care sunt și el spune că dorința mea este ce? Să-L cunosc pe cine? Pe El, adică pe Domnul Iisus Hristos și puterea mare pe care o am eu. Dragii mei, nu știu care este dorința noastră în dimineața aceasta, dar mă rog ca mai presus de toate dorințele pe care le aveți, să aveți această dorință de a-L cunoaște pe Hristos și puterea învierii Lui. Această putere care schimbă vieți. Spune lucrul acesta, dar întrebarea mea este, de ce și-a dorit Apostolul Pavel să îl cunoască pe Domnul și puterea învierii Lui? Și ce alte puteri ar fi putut cunoaște Apostolul Pavel? Că el spune, vreau să-L cunosc pe învierea Lui. Dar ce alte puteri ar fi putut să cunoască Apostolul Pavel? M-am gândit puțin, am cercetat,
ca să nu fiu nepregătit, să nu vin nepregătit la noastră. Și am văzut că în lumea noastră în care trăim și inspirat puțin și de ce se întâmplă, să predic știri. Nu vreau să vă dau știri, nimic, vreau să mănuiesc cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să fie o cercetare pentru noi. Dar m-am uitat în ceea ce se întâmplă și găsim și în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt câteva puteri care își exercită și a vieții noastre. Și una dintre aceste puteri este puterea aceasta naturală. Cred că vă identificați cu ea. O vedeți. Puterea aceasta naturală este puterea care se declanșează prin fenomenele naturii. Prin uragane, tremure. În felul acesta, puterea aceasta naturală se declanșează peste universul nostru. Tornadele. Și tot aici avem puterile care sunt lăsate și în societate. Puterea aceasta în care este pământ natural și în noi. Și puterile militare, puterile economice, politice. Și puterile acestea influențează foarte mult viața noastră. Cum influențează? Dacă vedeți acei oameni care sunt ridicați în dregătorii, își fac sau dau legi și legile acestea ce fac? Ne afectează și ne influențează și pe noi. Au dat lege cu nu mult timp în urmă aici în America, legea aceea pe care o știm cu toții, și legea aceea ne afectează pe fiecare. De asemenea, în vremea Domnului Iisus Hristos, să nu credem că doar în vremea noastră sunt aceste puteri. Și în vremea Domnului Iisus Hristos, aceste puteri politice au exersat această influență asupra oamenilor, asupra mulțimii. Și dacă ne uităm în 19, cu versetul 9, pentru cei care cumva și notați, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 19 cu versetul 9. Vedem exersată această putere politică. Uitați ce spune cuvântul acolo. A intrat Domnul Iisus Hristos. El a intrat acolo și adică Pilat și a zis lui Iisus: "De unde ești tu?" Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Dar versetul 10 spune: Pilat i-a zis: "Mie nu-mi vorbești? Nu știi că putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul." Cu alte cuvinte, Pilat stă înaintea Domnului Iisus Hristos și vrea să-și exercite puterea lui. Și spune la Domnul Iisus Hristos: "Tu nu știi cu cine ai de-a face. Am putere să te răstignesc și am putere să îți dau viața sau să te las liber." Dar nu e așa, pentru că puterea aceasta pe care vrea să o exercite Pilat aici, peste puterea aceasta era o altă putere mai mare. Nu mai cum o crezut el. Și dacă ne uităm în Luca, capitolul 23, versetul 23, Evanghelia după Luca, dacă aveți Biblie, îmi place când se răsfoiește Biblia, dacă le aveți să le deschideți, în Luca, capitolul 23, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: "Dar ei," cine? Mulțimea, "strigau în gura mare și cereau de zor să fie," ce? "Răstignit." Și strigătele lor și ale preoților celor obiruit, cu alte cuvinte, Pilat a crezut că el are putere asupra cui? Asupra Domnului Iisus Hristos, dar s-a dovedit că puterea lui a fost biruită de cine? De puterea mulțimii, de strigătele lor. Ne spune cuvântul că strigătele ce a spus Pilat. Și în felul acesta, aceste puteri își exercite așa influența în viața noastră și în viața societății. Dar interesant este că apostolul Pavel nu spune că eu doresc politică. El nu spune că eu vreau să cunosc ce se întâmplă acolo
și nu vreau să cunosc această putere politică, ci mai degrabă, el spune, eu vreau să-L cunosc pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos și puterea învierii Lui. Și acum asupra vieții tale. Dacă ești într-un cerc de oameni care s-au dedat poate la băutură, oamenii aceștia te influențează. Familia are o mare influență asupra noastră. Oamenii din jur au o influență. Întrebăm, ce putere își exercită influența asupra noastră, asupra vieții noastre? Dar aceasta a fost una dintre puteri, puterea aceasta naturală care vine prin fenomenele acestea a naturii. Și acum putere au aceste fenomene ale naturii care poate să distrugă case, poate să dărâme vieți și să influențeze foarte multe vieți. Dar ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca mâna Lui să fie la lucru. Și El să lucreze de puterea aceasta naturală, ci să vadă dincolo de ea. Și o altă putere pe care, sau care exercită influența în societatea noastră, în natură, este și puterea păcatului. Ați auzit de ea? Când Dumnezeu a creat lumea, a creat-o cum? De desăvârșită. A creat-o bună. El s-a uitat la toate lucrurile pe care le-a creat și la fiecare pas și la fiecare lucru pe care le-a creat, el a spus, este bun. Cu alte cuvinte, aveau deschipit, era desăvârșite, foarte bune toate aceste lucruri. Dar atunci când păcatul a intrat în lume, această, sau puterea aceasta a păcatului a intrat în lume, a adus cu ea și consecințele acestea asupra vieții umane. Puterea aceasta a păcatului și păcatul acesta a tras în jos omenirea, a dus-o tot în jos. Și când păcatul a intrat în viața umană, el a stricat natura umană. Natura noastră nu era la fel ca și atunci când a creat-o Dumnezeu. Natura umană a pervertit-o, a schimbat scopul. Până atunci, scopul lui Dumnezeu pentru oameni care a fost? Ca să îl glorifice pe Dumnezeu și prin umanitate Dumnezeu să răspândească slava Lui și puterea Lui. Și pentru că zice, a fost creat cum? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi trebuia să răspândim chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Însă păcatul a intrat în lume și a pervertit natura noastră. A schimbat scopul să-i dăm slavă lui Dumnezeu și glorie numai Lui. După ce Satan a dezamăgit și a amăgit pe oameni, ce au spus oamenii? Dar de ce noi să îi dăm slavă lui Dumnezeu? Dar putem noi să ne dăm slavă nouă? Putem să fim noi în locul lui Dumnezeu? Și puterea aceasta a păcatului a pătruns așa de adânc încât a pervertit natura umană. Și cum influențează? Cine îi spune la nepoții din asta sau la copilul de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani? Cine îi spune? Oare să ia și să... Sau cine îi spune dacă are o mâncare din aia pe care o mănâncă ei? Cine îi spune lui să o ia și să o arunce la lui să ascundă sau să mintă? Cine îi spune lui să meargă și să bage degetele unde nu trebuie sau să pună mâna unde nu trebuie? Oare l-ați învățat? Nu. Este această putere a păcatului care își exercită influența de când suntem. Apostolul Pavel explică în capitolul 6 și capitolul 7 că păcatul are o forță de robire. Păcatul acesta te încleștează așa de mult încât te înrobește. Te leagă așa de tare încât ești rob. Ești robit.
Și Pavel spune că păcatul are putere așa de mare încât te poate controla. Asta înseamnă că lucrurile de care vrei să scapi, pentru că te chinui de ele, sunt păcate groaznice sau sunt păcate de care te chinui, vrei să scapi de ele. Nu poți scăpa pentru că te-a înrobit și ți este greu. Tot în Roman capitolul 6, Apostolul Pavel spune că fiecare om este rob lucrului de care este biruit sau stăpânit. Stai de vorbă cu cineva care... Și atunci când stai de vorbă cu el și spui, domnule, sau dacă este frate din biserică, mai rău decât atât, spui, frate, dar cum se întâmplă să faceți lucrul acesta? Și el plânge la un moment dat, stă de vorbă cu tine, lucrul acesta, și zice, bă, de mâine? Mă las, asta este boala celor care sunt stăpâniți așa. De mâine? Mă las. Însă hotărârea aceasta, plânzetul acesta, pocăința aceasta de 5 minute sau de orică îl vezi că a doua zi sau după o săptămână, când ia contactul cu ceea ce este stăpânit sau cu ceea ce este robit, primul lucru pe care îl face este să se întoarcă din nou unde? Acolo, pentru că este această putere a păcatului care ne robește. Doamne, această putere a păcatului, ne explică Apostolul Pavel, este aici și are putere să ne robească, că vrei să scapi și ți este greu. Păcatul are puterea aceasta până te duce, ne zice Scriptura, și până la moarte. Și la moarte. Dacă cineva că păcatul este sau ne duce mai departe decât vrem noi să ne ducă și ne face mai rău decât noi am crezut că ne poate face. Că cu un lucru mic, zicem, nu e problemă. Că puterea aceasta păcatului, dacă deschidem ușa, aceasta ne înrobește. Și noi vrem să fim oameni liberi în Hristos. Dar am văzut că este această putere, aceasta naturală și puterea păcatului. Apostolul Pavel nu este interesat de aceste două puteri. El spune, eu vreau să-L cunosc pe Domnul și puterea învierii Lui. Aceasta este dorința mea. Dar mai mult decât atât, vedem o altă putere. Puterea Satanei, care este asemănătoare cu puterea păcatului. În Apocalipsa 18, Apostolul Pavel spune și vorbește despre puterea Satanei și el spune despre Satana că el este un înger căzut, care s-a răzvrătit și Dumnezeu l-a coborât jos. Și în Apocalipsa să nu mă înșele pe oameni. Cu alte cuvinte, Satana are puterea aceasta de a înșela pe oameni, de a-i duce în rătăcire, de a-i face să guste puțin din acea bucurie foarte, foarte mică și foarte... Este ca și un chelner care servește mâncarea aceea bună prima dată și apoi îți aduce o notă de plată de te doare mintea. Este acela care pune cortina în fața faptelor tale, săvârșit că ai fost de el, de puterea lui, el știți ce face? O ia și o deschide, ia și toba pe cealaltă parte și dă. Să vadă toată lumea, să te facă de rușine, să vadă toată lumea ce ai făcut. Și asta e rușinea Satanei, ne de ea. În Efeseni capitolul 2, versetul 1 și 2, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că noi, altădată, eram morți în greșelile și în păcatele noastre, în care trăiam odinioară, după Domnul puterii văzutului, a Duhului care lucrează acum în fiii cui? În fiii neascultării. În fața acestei puteri nu poți să duci o putere omenească. Nu poți să te duci cu puterea ta proprie. În fața acestor puteri la care puterea naturală, puterea
și a Satanei, dragii mei frați, nu putem să mergem cu puterea omenească, pentru că ele ne pot zdrobi. Și din nou Apostolul Pavel spune, nu am niciun interes să cunosc aceste puteri. Nu sunt de să le cunosc. Eu am o dorință vie, puternică, să-L cunosc pe Domnul și puterea învierii Lui. Chiar dacă aceste puteri își exersează influența în lumea noastră, eu nu vreau să cunosc aceste puteri. Și acum vreau să vă vorbesc despre această putere a învierii. 2-3 minute. Puterea aceasta a învierii care a biruit toate puterile acestea despre care v-am vorbit înainte. Puterea învierii Domnului Iisus Hristos a biruit și biruie, vedem cu ochii noștri, a biruit cu tremure. A fost un tremur foarte mare, dar Dumnezeu cu mâna Lui le-a dat, le-au parte. Dar uneori El le îngăduie. De asemenea, ca să vadă oamenii care este puterea mai mare. Puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Și aceasta este cea mai mare putere din univers. Aceasta a biruit puterile acestea naturale, a biruit de asemenea și puterea supranaturală a Satanei. Puterea aceasta care poate să ne înrobească, ci Domnul Iisus Hristos, când a fost acolo condamnat pe cruce, a spus, Doamne, sau Tată, iartă-i, pentru că nu știu ce fac. Cu alte cuvinte, sunt influențați așa de tare de aceste puteri a Satanei, a păcatului, a puterile acestea naturale. Te rog, Doamne, Tată, zice, iartă-i pe Domnul, Domnul Slavei. Și al doilea cuvânt și ultimul cuvânt pe care l-a rostit Domnul Iisus Hristos acolo pe cruce a fost ce? S-a sfârșit, s-a isprăvit. Cu alte cuvinte, acesta este strigătul Domnului Iisus Hristos acolo la cruce, la calvar, pe Golgota, nu numai când a murit, când a fost străpuns, când a luat păcatul asupra noastră, dar mai mult decât atât, atunci când a înviat a treia zi și este viu în vecii vecilor. Puterea învierii Domnului Iisus Hristos a înviat puterea Lui. Influența cea mai mare sau această putere a învierii exersează această influență mare în viața noastră. Haideți să ne încredem în El, în puterea Lui, în puterea învierii Lui. Și să nu ne temem de toate aceste puteri care vin trupul, ci aveți grijă de cei care pot să vă răpească și să vă ucidă trupul și sufletul. Doamne Iisuse Hristoase, te rugăm să ne dai puterea și dorința aceasta să te cunoaștem pe Ta. Să ne plecăm capetele înaintea Lui Dumnezeu. Și stăm înaintea Lui Dumnezeu și să ne gândim, suntem noi și Dumnezeu, să ne gândim la ceea ce putere exersează mai multă influență în viața noastră, în toată unde trăim. Să ne gândim că este o putere mult mai mare decât toate celelalte puteri. Este puterea învierii Domnului Iisus Hristos, cea care ne dă pacea, cea care ne dă liniștea și împăcarea cu Domnul Iisus Hristos. Dai la o parte orice robire a vreunei dintre aceste puteri la care au fost pomenite. Te rugăm, Doamne, ai milă de oamenii care sunt robiți de aceste puteri și te rugăm, eliberează-i, Doamne, de aceste puteri și dă-le harul. Doamne, care aduce eliberare, care aduce pace, care aduce binecuvântare în viața noastră. În numele Domnului Iisus Hristos și în puterea învierii Lui ne încredem. Amin. Dragii mei, doresc să cânt o cântare care este și în română. Am dat spune că ridică-ți astăzi privirea cel ce privește la pământ. Mulțumește-i celui ce face să rodească al tău pământ. Îmi găsesc imediat cuvintele, pentru că este o cântare care împreună cu mine.
mare nou. Mulțumește-i celui ce face să rodească al tău pământ, căci tot ce ai în viața aceasta este darul lui Dumnezeu. Mulțumește-i, căci tot ce ai în viața aceasta este darul lui Dumnezeu. Mulțumește-i celui ce face, căci El conduce destinul tău. Astăzi privirea om fără de Dumnezeu, privește în jurul tău natura, descoperă-i stăpânul său. Căci din tot ce viață caut, mai trăiește mântuire, mântuiești sufletul tău. Căci din tot ce viață cauți, de nu-L cauți pe Dumnezeu, cât mai trăiești îndemn cu iubire, să-ți mântuiești. Să mai privim în jos, la plăcerile de o clipă, la pământul întunecos. Să ne ridicăm privirea, să nu mai privim în jos, pământul întunecos. Căci la sfârșitul vieții noastre o să înaintea lui Dumnezeu. Dacă umblăm în lumină, vom fi cu Domnul în cerul său. Căci la sfârșitul lui Dumnezeu, dacă umblăm în lumină, vom fi cu Domnul în cerul său. Amin. Bună tare în dimineața aceasta, Dumnezeu, și mulțumim Domnului pentru felul în care El își alege slujitorii și îi pune în lucrarea Lui. Au fost pe la noi mulți frați care sunt pe diferite câmpuri de misiune în Grecia, în România sau în traducerea cineva din Albania. În dimineața aceasta Dumnezeu adaugă la lista celora pentru care ne rugăm și pe fratele păstor și misionar în țara lui. Domnul să-l binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm. Cunoașterea Domnului Iisus și puterea învierii Lui nu este opțională. Dacă nu te-ai aliniat, Apostol Pavel continuă să spune, dacă sunteți de aceeași părere, trebuie să ajungi la părerea aceasta ca să fii în Biserica Lui Hristos. Amin? Amin. Domnul Dumnezeu acesta, spune, Doamne, vreau și eu să fiu părtaș la numărul acelora care au cunoscut puterea învierii prin Domnul Iisus Hristos și biruința asupra păcatului. Amin. Amin. Cu toții stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să-L rog pe fratele Hodoroabă să ne conducă în această. Amin. Mulțumim. Amin. Amin. Te rugăm, Domne. Amin, Domne. Putem să știm și să trăim în fiecare zi. Amin. Mulțumim. Dimineața aceasta și te rog să fii cu noi și în continuare. Amin. Amin. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus să fie și cu noi acum până în ziua învierii. Amin. E puterea, ce minuni face sângele.
avem salutul bisericii Emanuel din Iosua, capitolul 1 cu 8, fraților din Albania. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze încă o dată pe fratele și lucrarea în care Domnul l-a așezat și țara aceea și împrejurimile pentru slava și